Bună, prieteni! Trăim în lumea roboților, a tehnologiei inteligente și a multor gadgeturi. Oare ce nu am văzut încă? Cu toate acestea, vă asigur că în această lume există încă multe surprize. Cele mai interesante și captivante imagini le veți vedea chiar acum. Înainte de a începe, puneți like acestui videoclip. În martie 2018, în Elbrus s-au prăbușit mai multe avalanșe. Una dintre ele s-a prăbușit direct peste o parcare. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, dar priviți ce s-a întâmplat cu mașinile. Unele erau împinse de zăpadă și se ciocneau între ele, altele au fost acoperite complet. Unii pot crede că în aceste imagini se întâmplă un adevărat miracol. Cineva controlează fluxul de apă, dar de fapt nu este nimic deosebit, e doar fizică elementară. Această tijă are o încărcare electrostatică care atrage moleculele de apă ca un magnet. Pericolul poate veni de oriunde, chiar dacă pe drum nu sunt alte mașini sau pietoni. În orice moment, peste mașină poate cădea un copac. Bine că acest șofer a reușit să evite pericolul. E ceva incredibil! Priviți, sub influența temperaturii, tricoul își schimbă culoarea. Oare dacă se repete procedura, tricoul va deveni din nou negru? Sau acest proces este irreversibil? Anul 2020 i-a surprins pe mulți, dar mai ales pe indonezieni. În timpul unei erupții vulcanice, au văzut un fum roz aprins. O astfel de iluzie optică a fost obținută datorită faptului că tocmai era apusul soarelui și razele purpurii de lumină au colorat fumul. Fata traversa drumul de-a lungul trecerii de pietoni, dar brusc șoferul din față a decis să dea înapoi. Exact în momentul în care fata era în spatele lui. În iulie 2013, racheta Proton-M a căzut la 32 de secunde după lansare, la aproximativ 2 km și 500 metri distanță de locul lansării. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. La un moment dat, pe drum s-a format o gaură uriașă, dar este interesant faptul că sub roțile mașinii asfaltul a rămas și mașina nu a căzut în gaură. Giganții bulgări de gheață din Khabarovsk au distrus totul în jur. Bucățile uriașe de gheață au distrus gardul, dar după ce s-a încălzit, acestea s-au topit. Cârligul Macaralei s-a dezlegat și cât pe ce a lovit un trecător și pe lângă toate și o mașină care era parcată în apropiere. O roată uriașă de buldozer s-a rostogolit chiar prin fața unei mașini. În octombrie 2014 urma să fie lansată racheta Antares în Virginia. Aceasta a decolat, dar în mai puțin de un minut au cedat motoarele și a căzut. Nu putem avea încredere doar în soartă. Trebuie să fim foarte atenți atunci când traversăm calea ferată și să nu o facem la fel ca acest băiat. Iată așa arată coridoarele într-o universitate din Seul. Mă întreb ce învață studenții aici. Probabil doar magie.
Se pare că tractoriștilor nu le este deloc trist. Cu așa colegi poți lucra de dimineață până seară fără oprire. Nu doar copiii se comportă imprevizibil, dar și șoferii. Unii sunt prea încrezători în sine și se consideră profesioniști, dar nu întotdeauna au noroc cum a avut acest șofer. Uneori, vinovatul accidentului poate fi chiar un castor, vă imaginați? Acest animalus mergea de-a lungul drumului. Șoferul l-a văzut și a frânat, dar cei care mergeau în spate nu au reușit să frâneze. Africa Centrală găzduiește o specie foarte neobișnuită de păianjeni, amblipigii. Pentru cei cărora le este frică de păianjeni, reprezentanții acestei specii sunt un adevărat coșmar. Corpul acestor vietăți are dimensiunea unei nuci, iar lungimea picioarelor ajunge la 30 cm. Aceste creaturi sunt capabile să meargă pe orice suprafață. Corpul lor intră și în cele mai mici crăpături. Din păcate, în lume există mulți idioți și unii dintre ei chiar transportă mărfuri. Acesta a atașat remorca greșit și priviți ce consecințe a avut această decizie. Dar despre aceste lumini misterioase de pe cer nu vă pot spune nimic. Puteți vedea și singuri că este o priveliște destul de neobișnuită, care nu a fost explicată de nimeni. Acest copac are 115 metri, adică este la fel de înalt ca o clădire cu 40 de etaje. Acesta este Sequoia veșnic verde, care crește în Redwood Park. Vârsta aproximativă a acestui copac este 800 de ani. Poate că ar fi crescut și mai mult dacă ciocănitoarele nu i-ar fi deteriorat vârful. Atât, prieteni! Dacă v-a plăcut filmulețul, ca de obicei, puneți like, scrieți un comentariu și abonați-vă la canal. Pe curând!